S-au aglomerat din nou șoselele chiar înainte de reluarea cursurilor. În ultima zi de vacanță a elevilor, românii au avut de trecut testul nervilor în trafic, mai ales cei care s-au întors în București. Nu au lipsit nici polițiștii rutieri care au împăzit drumurile cu radare. Vacanța copiilor s-a încheiat, iar asta s-a văzut cel mai bine în trafic. Coloane de mașini de kilometri întregi s-au format pe Valea Prahovei, iar un drum de cel mult 2 ore s-a transformat într-un coșmar de 8-9 ore. La intrarea în București, același calvar. Sute de șoferi care s-au întors de la munte s-au văzut nevoiți să circule cu viteze mai mici de 10 km pe oră. Nici cei care au ales rute ocolitoare și au venit pe autostrada Pitești-București n-au avut viață ușoară. Polițiștii au împânzit șoseaua cu radare. Băuturi alcoolice în ultimele 24 de ore ați consumat? Nu. Rugămintea la dumneavoastră, rămâneți la mașină, o să merg să iau aparatul de flotest. Facem o testare, da? Okay. Șoferii grăbiți sau care n-au rezistat tentației de a bea alcool n-au fost iertați de poliție. Zic că sunt benefice. Da. E mai bine să mai facă din când în când teste de alcool. Desfășurăm o activitate împreună cu toți. Și nu doresc să fiu filmat. Sunteți pe spațiu public, în domeniul. Da, dar nu e normal că speriem copii, că sunt copii. Veniți așa peste noi. Ce am făcut? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Aveți calitatea de conducător auto și sunteți obligați să ne prezentați documentele. Nu are nicio problemă dacă să speriați copiii așa, după înțeleg. Pentru că suntem încă în sezonul rece, polițiștii insistă ca șoferii aflați în trafic să respecte câteva reguli simple, mai ales în cazul aglomerației de pe autostrăzi. Este bine să adapteze viteza în funcție de intensitatea traficului, dar și condițiile meteo, să păstreze întotdeauna o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță și, bineînțeles, să manifeste respect și toleranță față de partenerii de trafic.